Ia. Bă, în ultimul timp am văzut niște gesturi urâte, filmate și postate pe internet, dintre care cel mai popular a fost ăla din scandalul cu Elysium și cu omul acela amărât. Cât costă hainele de pe tine? 15 lei bocancii de la Falsets. Ok. Dar nu a fost singurul caz. În același timp ieșeau la suprafață clipuri noi cu alte persoane care luau la mișto niște oameni simpli. Aici mă refer la Raul Vs în primul rând, care l-a luat la înjurături pe un angajat dintr-un magazin. Băi, ăsta lucrează aici, bă. Băga mai și puțitei și măicuța de lucrare, tu ai glume cum eu? Clipul e mult mai lung, deci regele o să vedem... Regele pe psihic! Băga mai și puțitei și măicuța de lucrare, tu ai glume... Dar care-i contextul la treaba asta? Așa i-o venit lui? Sau i-o zis ăsta ceva? I-o fi zis ăsta ceva, mă? Dark Lord de la Killian, ok? Clipul e mult mai lung, deci o să vedem ce mizerie a mai spus. Totodată a circulat un clip cu Albert Nebână când râdea de un angajat dintr-o benzinărie. Aici am primit multe taguri, ați vrut neapărat să fac clip despre asta, să vă spun care e faza. Așa că vă detaliez azi cum stă treaba în cazul lui Albert. Dacă a exagerat el sau reacțiile oamenilor au fost cam dure. În fine, nu uitați să dați like la clip cu degetul ăsta și subscribe. Bă, dar Rovion, ești bine, brodere? Ești ok, man? Ce s-a întâmplat? You good, bro? De ce? Sunt cam supărat. Trendul în care un TikToker merge pe stradă la oameni și la Candy, să pună întrebări a ajuns atât de mare încât asta vezi la orice scroll, fiindcă se pun și steak-uri. Dacă îmi răspunzi la 3 întrebări, primești 100 de lei. Dacă mănânci o shawarma, primești 50 de lei. Pentru 100 de lei poți să-ți parc telefonul în două? Pentru 100 de lei, îmi zici, te rog, un verset din Biblie. Luca 23:34. Iartă-i, tată, că și nu știu ce fac, Doamne. Multe din challenge-urile astea sunt făcute ca să promoveze business-uri, afaceri locale. Pe lângă astea mai sunt și oamenii care o fac pentru Caterinca. Să pună niște întrebări de alea încât să iasă niște răspunsuri controversate. Ce faci dacă mama ta îți cumpără o pereche de Adidas fake? Fac grătar cu ei. De ce? Pentru că n-am lemne acasă și vreau să dau drumul la un grătar. Adică n-o să-i pot? Să pur, frate, fake-uri. Nu, dar tu vezi că eu am față de fake-uri. Ce faci dacă Damn, brother. Îți cumpără o pereche de Adidas? Fake-uri? Nu, dar... Are față de fake-uri băiatul ăsta sau n-are? Ziceți chat. Tu vezi că eu am față de fake-uri? Ce faci dacă părinții tăi îți cumpără o pereche de Adidas fake? Le dau cu ei în cap. Contentul lui Elysium în asta constă. Întrebări stupide puse oamenilor de pe stradă, în mall-uri. M-am mirat că genul ăsta de content l-a ajutat să strângă peste 1 milion de followeri. Deja știți care a fost faza cu el, a făcut și Red Clip despre asta mai în amănunt. Elysium a întrecut măsura pe mai multe nivele. Mai întâi a vrut el să creeze un moment umoristic punându-l pe omul ăla care stă pe străzi să zică că are hainele de pe Farfetch. Ca și cum... eu... Norbert cu 100 de gliziuri! La toți din chat. Te pup, Norbert, mersi frumos. Pe la ce oră îți faci tatuajul? Bă, pe la 8-9, cam așa, mai pe seară. Mai pe seară vine Tony la mine. Mai pe seară. Uite, mă, știi ăsta de Farfetch? Outfit check. 15 lei bocancii de la Farfetch. Dark Fire, te pup, bro. Cu 25 de gliziuri. Cred dacă eu eram grifit, îmi dădeam toată familia la schimb să devin zeu. Îi masacram cu mâna mea fără tot ritualul ăla. Holy shit. O lăsat intrusiv toți. Ok. 10 lei bucii de la Farfetch. După asta, la sfârșit, i-a dat niște aripioare picante de la KFC. Bă, serios? Gen, s-a dus la el și a zis: uite, șefule, vreau să-ți dau să mănânci. Vezi cutia asta cu pui? Poate fi a ta. A, mulțumesc foarte mult, chiar am avut o zi grea, am stat în frig și în ploaie, ar prinde bine niște mâncare. Nu așa repede, obraznicule. Mai întâi trebuie să zici pe cameră... Ce tatuaj îți faci? Alegem noi pe live chat, alegem noi pe live vreo 3 tatuaje, 3-4 tatuaje și le trimit lui Tony să le pregătească, știi, să vină cu stencilul gata făcut și după aia când vine aici facem din ăla pull în chat și alegeți voi ce să-mi fac. Dar nu de alea cu belengere și belengerul lui Drake și chestii de genul. Mă gândeam chat să-mi pun... Bă! Ei, hey, yo! Bă, stai, ce s-a întâmplat? De ce i-a dat cineva delete? Lui Norbert la mesaj, ha?
Vedeți? What? Cine e exploiter? Coaie, primul rând. Hello? Exploit din Five Gang. What the fuck? Bă, Andrei exploiter. Andrei brodere. Smash si pu preside juice clip beside dentarul de jos. Bă, Norbert, ești aici? Să-mi ia belengerul la joc? Te pup, bă, Norbert, bă, oricum, nu știu de ce s-o șterg mesajul ăla din chat, chiar nu înțeleg. Poate din greșeală. Sau poate îi bag ceva. Că Andrei a fost, frate, n-are de ce să șteargă Andrei, ești nebun? Exact ce vreau eu, după îți dau și aripioarele picante. Iar eu o să merg acasă la căldură. După ce a văzut că i-a sărit lumea în cap și a cerut scuze, dar mai mult a înrăutățit lucrurile. Tuturor celor care se uită în fiecare zi la videoclipurile mele, am greșit indiscutabil și... Bă, omul ăsta, frate, chiar s-a uitat la răspunsul Dorian Popa pentru toată drama aia ce a avut-o cu păcănelele și i-a copiat cuvânt cu cuvânt. E crazy. Cunosc că nu sunt foarte bun prieten cu cuvintele în astfel de situații. Dar sentimentele și sinceritatea... Dar 037 donate 5,03 euro vii super chat. Cred dacă eu eram grifit, îmi dădeam toată familia la schimb să devin zeu. Îi masacram cu mana mea fara tot ritualul ala. Hades, mersi frumos de membru. La voi vă apare? Hades, beca mea member. Vă apare mesajul din chat? Te pup, Andrei. Spatele lor sunt cât se poate de autentice. Se vedea că și-a scris răspunsul, nu și-a asumat vina și nici nu mai vreau să intru în detalii că deja e fumat rău subiectul. De-aia vreau să trecem la Raul VS, unde situația e de 10 ori mai nasoală. Raul ăsta se afla într-un profi și din spusele lui a fost politicos cu omul de la casă. I-a zis să rămână de 2 ori, dar domnul ăla nu i-a răspuns și s-a uitat urât pe el, după spusele lui. Atât i-a trebuit, a scos telefonul din buzunar și a început să filmeze tot pentru un story. Raul VS. Bă, fiți atenți și voi. Să rămână de 2 ori, să rămână, să uite lumea de zis și uite zis. Băi, ăsta lucrezi aici, bula. Băga-mea și p***ți-te și măi cuțată de What the dog doing? Uitați-vă la fața omului cât de nedumerit e. De ce s-a apucat ăsta să mă înjure? Ba chiar îl întreabă, ce mi-ai zis? Urât pe pula. Hello, chat. Mai bagă și replici de-alea. Că bă, tu știi cine sunt? Tu ai glume cu mine? Tu ai glume cu mine? Păi tu mă cunoști pe mine, mă, tu știi cine sunt eu? Bă, ăla e un om de 40 și ceva de ani, care încearcă să-și câștige pâinea, dar niciuna n-a fost atât de penibilă cum a fost asta. Morții tăi și măicuța ta să-mi bag, că lucrezi pentru vesta asta 5 luni. Lucrez pentru vesta aia 5 luni. Mereu am înțeles flexul trepărilor, când se flexează pe hateri sau pe apps, dar să te flexezi cu o geacă Moncler pe un angajat. Flexăm pe apps. De la profi. Chat, voi aveți apps. Ziceți acum repede în chat, aveți apps. Zici de treaba ta, băi, că muncești un an cât mănânc eu o seară. Băgam, ești. Care tot ce vrea e să treacă ziua mai repede, să ajungă și el acasă, să mănânce ce i-a pregătit nevastă sa, să stea puțin la televizor, să adoarmă, iar a doua zi să o ia de la capăt ca să vină unul ca Raul VS să-l înjure de toți morții. Da, bă, da, tu uite-te. Aveți mulți. Filmarea e atât de rea încât nici YouTube-ul nu mă lasă să o pun pe toată. Raul VS continuă să meargă spre ieșirea din rea încât toți morți. Să doarmă, iar a doua zi să o ia de la cap. Te pup, bro, mersi frumos. Vedem, ca vedem. Ca să vină unul ca Raul VS să-l înjure de toți morții. Da, bă, da, tu uite-te. Nu strâmba. Filmarea e atât de rea încât... Știi ce mă gândeam, chat? Mă gândeam să îmi fac pe coste. Și de ce pe coste? Că o să urlu ca o pizdă. O să mă doară rău de tot pe coste, doar cel mai tare. O să fac ca o pizdă, să râdeți un pic și să-mi fac cu data când m-a apucat de YouTube, așa. Sau e prea cringe. Cât nici YouTube-ul nu...
nu mă lasă să o pun pe toată. Raul Vs continuă să meargă spre ieșirea din magazin în timp ce îl înjura într-una. Iar pe la sfârșit îl cheamă și afară să se bată sau nu știu de ce. Haide, vin afară! Chiar nu a fost necesar să-l ia în halul ăla la înjurături. Dar după cum vedeți și voi, magazinul era gol. A profitat de ocazie. Băi, ai și ideea să fie cringe. A scos telefonul să filmeze ca să posteze pe Instagram să facă Caterinca. Dar singurul care a înțeles Caterinca asta cred că a fost chiar el, pentru că nici fanii lui nu i-au dat în bună cu toată situația. Bă, și pentru ce? Doar pentru că nu i-a răspuns la sărumâna? După părerea mea, e de 1000 de ori mai grav decât cazul cu Elysium. Eu înțeleg că fiecare dintre noi a avut cel puțin o dată o neînțelegere cu un angajat de la magazin, dar niciodată nu cred că l-ați luat la înjurături de toți morții și v-ați fexat cu Jacquard Moncler. Monclizy. De când a bubuit TikTok-ul au tot fost victime colaterale, oameni normali care își vedeau de viața lor sau de jobul lor, dar mai luau contact din când în când cu aia care făceau live-uri și făceau cele mai penale provocări. Asta așa, ca paranteză. Deci? Hai cu o doamnă bătaie să mă... De ce? Pentru că... Probabil ați observat că s-au împuținat genul ăsta de provocări, pentru că TikTok a schimbat regulamentul și nu mai e voie să faci orice. Dar în perioada aia a fost, mama, a fost jale. Un alt clip cu Albert Nâbână a ajuns viral, iar la postarea respectivă am primit cele mai multe taguri. Așa că am zis să vă lămuresc și cu asta. Sau să vă spun cel puțin părerea. Nu e așa de meaningful? Bă, pe mine nu mă interesează dacă e meaningful sau nu. Eu nu fac tatuajele să aibă meaning, frate. Unele au, unele n-au. Meaningul la ele e că arată cool și mi-a plăcut mie să și le-am pus pe piele. Nu trebuie să faci fiecare tatuaj să aibă meaning. Era mea. Albert Nâbână se afla cu niște prieteni într-o benzinărie, era filmat și la un moment dat... Care pula mea e meaning-ul, de exemplu? Care căcat e meaning-ul la un tatuaj cu un leu și cu un ceas? Care e meaning-ul la tatuajele alea cu leu și cu ceas? Pesul și zice, uite ce față are ăla. Cameramanul dă zoom pe fața angajatului cu la copaci. Care se referea. Iar... Care e meaning-ul la un tatuaj cu pădure, frate, ești nebun? Apoi ies din benzinărie râzând. Sau la un trandafir. Stăpân pe timp. Nu o să fie frumos să zici, uite ce față are ăla. Mai ales să-l filmezi. E un gest urât, dar lumea a scos puțin lucrurile din proporții. În primul rând, textul de pe videoclip e: nu ești cool dacă râzi de cineva sărac. Total de acord. Lăsați oamenii să tetueze cum vor, exact. Dar Albert Nâbână n-a râs de el pentru că era sărac. Bă, și de când stigma asta, de când să fii angajat într-o benzinărie înseamnă că ești sărac? Sau de când să fii angajat la Profi la casă înseamnă că ești sărman? Bă, frate, stați așa, sunt oameni care își câștigă existența din asta. Nu sunt cele mai bine plătite. Da, mă, Rovion, dar tu n-ai înțeles, frate, că... Cum a ziua de azi, toți sunt trepări. Joburi, dar asta nu înseamnă că e o rușine să lucrezi acolo. Sunt joburi normale fără de care nu te-ai putea descurca o zi. Revenind la Albert, toți sunt rapperi și de când cu Andrew Tate, toată lumea e antreprenor. Toată lumea e antreprenor. T-a dat și un răspuns. Păi care ziceți că râd eu de oameni amărâți? Mă, fă-vă-te. Albert a continuat să spună că nu ia în serios toate vorbele la adresa lui venite odată cu filmarea din benzinărie. Nici nu mă interesează, nici nu o să pun botul la vrăjeala voastră. Ca explicație a zis că a fost un moment ăla în care cineva se uită ciudat la tine și te apucă râsul. Păi dacă eu râd în benzinărie și se uită unul la mine așa, păi ce să vă știi reacția ta? Pe lângă asta, în legătură cu oamenii amă... Bro, nu s-a uitat așa la el, ești nebun, s-a uitat normal. Mărâți a zis că el de fapt ajută, face pachete pentru săraci, dar nu filmează să vadă toată lumea. Bine, aici n-avem cum să știm dacă e adevărat sau nu, e doar cuvântul lui. Cheltui bani mulți rău de tot pe oameni amărâți. Dacă nu fac numai pachete la oameni amărâți și le trimit în fiecare săptămână, să nu filmez, că n-am nevoie să filmez ca voi. Repet, nu susțin comportamentul lui Albert, e urât ce a făcut. Dar mi s-a părut top hăhăială de aia între prieteni, hăhă, uite ce față are ăla. Nu a zis de el că e sărac, nu l-a înjurat, cum a fost în cazul lui Raul Vs. În fine, cam ăsta a fost clipul, acum vă aștept cu un follow puternic pe Instagram și ne vedem pe aici cât de curând. It ain't that deep, bro.